Am venit să fac plinul și să curăț interiorul la mașină, ceea ce fac aproape în fiecare săptămână, pentru că urăsc să fie jigoasă. Nu-mi place mașina să fie jigoasă, mai ales în interior, pentru că eu stau în ea și nu-mi place să fie jigoasă, mă perturbă psihic. Pentru că am venit să fac plinul, să beau o cafeluță, am zis hai să verific nivelul la ulei din nou. Am mai verificat acum câteva zile. Aparent, mașina nu consumă ulei cum credeam eu. Să fiu sincer, o să încerc să pun pe filmare. Am făcut nivelul. Arată cam jumătate că este, dar n-am lăsat foarte mult motorul să... Adică n-am lăsat prea mult uleiul să se scurgă în baie, l-am lăsat, nu știu, 5 minute cât se lasă în mod obișnuit. Dar acum o săptămână am verificat uleiul în același loc unde l-am verificat și data trecută, adică acum 3000 de kilometri. Și era aproape la fel. Parcă o idee mai jos. Astăzi l-am verificat din nou și era cam la jumătate. Uite, vă las să vă uitați la aprecierea voastră. Ideea este că nu consumă ulei cum credeam eu. Am spus în prima postare pe care am făcut-o, dacă ne asumăm că nivelul a fost la maxim, ar fi fost un consum de 300 ml de ulei, 200 ml de ulei în 2000 de km. Mașina în prezent, să o și pornim, mașina în prezent, cred că am și făcut plinul, exact cum zice, după ce faci plinul te întreabă dacă dacă vrei să resetezi tripul. Da. Consum cam 10 în oraș pe 223 de km. Ăsta îl resetez mereu. În fine. 4856 de km. Prima verificare pe care am făcut-o a fost când avea în jur de 2000. Deci am făcut încă 3000 de kilometri aproximativ și nivelul este aproximativ în același loc. Mi se pare că totuși a scăzut acolo un pic, 50-100 de mililitri, parcă a scăzut. Cu toate acestea, nu are consumul pe care l-am bănuit eu inițial. Adică, inițial credeam că are un consum de un litru la 10.000 de kilometri, ceea ce nu era dezastruos, era ok, era tolerabil, dar s-ar putea să nu consume nici măcar jumătate de litru între schimburi, între schimburile la 15.000 de kilometri. Acum, dacă ții uleiul, cum zice Audi, uite, vă arăt aici, service. Hamă, nu vreau mă acum asta. Dacă mergem la service intervals, mașina a fost setată pe long life. Next oil change în mai 2026, respectiv în 25.200 de km. Uleiul fiind deja subțire, adică așa e el subțire 0.20, după 30.000 de km, mă rog, după 10.000 de km, el începe și se subțiază, se degradează mai accelerat. Asta înseamnă că începând de pe la 20.000 de kilometri, fiind uleiul deja mai degradat, s-ar putea să înceapă să consume mai mult ulei. Dar dacă l-aș ține 15.000 de kilometri, având în vedere contextul actual, consumul actual de ulei real pe care l-am descoperit, mic, mult mai mic decât am crezut inițial, s-ar putea să nu fie nevoie să completeze între schimburi. Așa că morala este că, da, Audi și alți producători nu pun nivelul de ulei la maxim când mașina vine din fabrică. La servisuri se practică altfel. Nivelul se pune pe maxim în general și chiar dacă teoretic treci de maxim, am făcut un clip mai de mult, nu ar fi o problemă tehnică. Din motive de, habar n-am, economie, din motive de siguranță, din motive de mediu, aparent producătorii nu pun nivelul pe maxim. A fost și greșeala mea că nu am făcut nivelul când am primit mașina.
am dat un verdict că ar consuma ulei, dacă ne-am raporta la faptul că nivelul ar fi fost full când mașina a venit din fabrică. Dar după ce am mers încă 3000 de kilometri, dacă ar fi avut consumul de ulei inițial pe care l-am crezut, deja trebuia să scadă mult mai mult nivelul la ulei. La prima vedere, nivelul e în același loc, parcă un pic mai jos. Acum, nu știu, mașina poate nu e pusă perfect drept, deși aici pare că e drept, dar n-am lăsat uleiul să se scurgă, nu știu, mai mult de 5-6-7 minute. Ideal era să fac tot la rece, adică l-am făcut tot la rece, dar n-am filmat. Și când l-am făcut la rece acum câteva zile, cam o săptămână, mi se părea că e în același loc, aproximativ în același loc. Așa că până la urmă, îmi cer scuze față de voi, îmi cer scuze față de mașina asta, îmi cer scuze față de Audi, că mi-am asumat un consum de ulei mai mare fără să fi verificat nivelul de ulei inițial. Îmi cer scuze pentru acest aspect. Așadar, mașina parcă tinde să consume puțin ulei, dar nu așa cum am crezut eu. E practic o îmbunătățire. Motoarele înainte de Audi consumau mult mai mult, dar pare că le-au mai îmbunătățit. Așa că mașina nu consumă prea mult ulei, e tolerabil, e ok, în regulă. Probabil ar consuma mai mult dacă ai merge agresiv sau dacă ai ține uleiul, cum zice aici, 30.000 de kilometri. Nu vă recomand să țineți uleiul 30.000 de kilometri, 15.000 mai mult decât suficient. Asta e regimul long life de la operațional, pe care nu știu dacă o să-l respect. Primul schimb, sincer, l-aș face din banii mei, la 15.000, ca să nu existe surprize neplăcute mecanice și să pic eu de vină că, hei, poate a exploatat mașina necorespunzător. În fine, ăsta sunt alte discuții. Aștept și părerea voastră. Sunt curios cei care aveți motorizarea asta și cei care folosiți uleiul 0W20 cu norma 508-509, ce feedback aveți. Eu mi-am schimbat puțin părerea, pare ok și cam asta este. Ne vedem în următoarele episoade.